Deci nu merge, n-am cum să fac. Bon Jovi, It's My Life la Vocea Armatei. Da, avem probleme cu internetul, suntem la Miercurea Ciuc, folosim un internet mai slăbuț, nu dăm nume, nu vrem să fim răutăcioși. Avem primul invitat în studioul nostru improvizat, Vocea Armatei, de aici, de la Miercurea Ciuc. Bună dimineața, am rugămintea să vă prezentați. Bună dimineața, sunt capitan Rus Dragoș, din cadrul Batalionul 72, apărare CBRN, din Sighișoara. Ce rol aveți dumneavoastră la acest exercițiu Concordia 19? Pentru exercițiul Concordia 19 am avut rolul de planificator înainte de desfășurarea acestui exercițiu pentru exercițiul CBRN, care a implicat structura noastră, bineînțeles în cooperare cu structurile MAI și celelalte structuri participante pe această fază. Iar la exercițiu am jucat rolul de coordonator al forțelor structurii noastre și un pic din sau un pic mai mult ofițer de legătură cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor și Interne participante la exercițiu. Cum este colaborarea între militar și celelalte instituții care participă la acest exercițiu? Da, putem aprecia în acest moment, după desfășurarea exercițiului în comun care s-a desfășurat ieri la un operator economic, putem aprecia faptul că instituțiile implicate în exercițiu, forțele MAPN și forțele MAI, au cooperat foarte bine, fiind chiar, putem spune, un prim mare exercițiu care a presupus cooperarea interinstituțională între forțele MAPN și MAI. Și ne bucurăm că am avut o cooperare chiar foarte bună. Ce urmează pentru dumneavoastră? Bine, am să vă întreb întâi ce de luni, de când a început exercițiul, de pe 7 octombrie, ce ați făcut mai exact? Da, a fost partea de afluire a forțelor și mijloacelor care a început în săptămâna premergătoare a exercițiului. A trebuit să ne pregătim toate forțele și mijloacele de dislocare către Miercurea Ciuc. De duminică ne-am integrat în acest exercițiu. De luni am început partea de recunoaștere și amenajare a celor trei raioane în care s-a desfășurat exercițiul propriu-zis. Amenajarea, recunoașterea a presupus identificarea tuturor terenurilor. Amenajarea a presupus, bineînțeles, lucruri foarte amănunțite, s-au transmis imagini, până acum video sau și prin fotografii, ceea ce a presupus o muncă deosebită din cadrul forțelor noastre, ale Ministerului Apărării Naționale și, bineînțeles, ale MAI. Ce urmează până la finalul exercițiului? Ce urmează să faceți? Din păcate, structura noastră participantă la exercițiu, în acest moment, astăzi, pe parcursul zilei, o să executăm defluirea către garnizoana Sighișoara, urmând ca, bineînțeles, să ne rezolvăm toate problemele pe cale administrativă pentru a încheia acest exercițiu cu bine. Nu putem să spunem că acest exercițiu s-a încheiat pentru noi, mai avem o zi plină cu deplasarea către garnizoana de reședință și sperăm că totul va decurge conform planului. Sunteți mulțumit de militarii pe care îi aveți în subordine? S-au comportat așa cum v-ați așteptat? Da, pot să vă spun că pregătirea dinainte de acest exercițiu a presupus o instruire permanentă încă de la începutul anului, când am planificat și am stabilit că o să participăm la acest exercițiu. Militarii noștri s-au instruit până în acest moment la un nivel foarte ridicat și au dat dovadă chiar ieri pe parcursul exercițiului CBRN că dețin cunoștințe și au deprindere necesare să-și execute misiunea pentru care au fost și sunt încredințați în acest moment. Concordia 19 este cel mai mare exercițiu interinstituțional din acest an. Militarii pe care îi aveți în subordine au mai participat la astfel de exerciții? Pot să vă transmit faptul că o parte dintre militarii din subordine care au participat la acest exercițiu au mai participat la exerciții similare, spre exemplu Saber Guardian, având în vedere că poligonul 5 este foarte aproape de Sighișoara, 60 de kilometri, am participat cu forțe și mijloace la acest exercițiu, însă
nu am fost integrați cumva în exercițiu în sine, doar pe parte mai mult în sprijinul forțelor participante la exercițiu. Dar, având în vedere că exercițiul nostru de la Concordia 19 a fost interinstituțional, s-au implicat foarte bine și au cooperat foarte bine cu forțele celelalte participante la exercițiu, forțe din cadrul structurilor MAI. După ce se va termina acest exercițiu Concordia 19, ce urmează pentru militarii din subordinea dumneavoastră? Bineînțeles, urmează partea de continuare a pregătirii. Vom face o analiză post-acțiune și în cadrul unității noastre, pe partea de specialitate, că bineînțeles orice exercițiu trebuie analizat și după ce se încheie. Vom încerca să identificăm partea sau aspectele de îmbunătățit pe care le vom lua în calcul pe viitor la exercițiile următoare și bineînțeles să evidențiem aspectele pozitive. Nu vom încheia acest exercițiu fără să nu avem o continuare, pentru că orice lucru care a fost sau este de prins de către militari trebuie exersat în continuare pentru a rămâne la fel de bine pregătit și pe viitor. Domnule capitan, vă mulțumim și vă dorim mult succes în continuare în toată activitatea. Mulțumesc și dumneavoastră la fel.